Neața lume. După cum am spus, în fiecare miercuri să fac un clip diferit, cu păsări, cu peisaje. Astăzi o să avem niște păsări, câteva specii noi și am mai găsit câteva poze cu câteva de tura trecută, care mi-au plăcut. Aici avem prigoria, mănâncă insecte, cum ar fi albine, libelule, cred că și lăcuste din ce am văzut. Am pozat câteva. Anii trecuți am încercat să le surprind când era perioada de împerechiere. Am reușit, dar s-au stricat hardurile și pe hardurile alea, clipurile și pozele cu ele, am avut mai multe. Aici cu o libelulă, o libelulă mai mare, ce o prindeam, perioada de împerechiere. M-a spus o duce la femelă ca să o curteze. Aici avem chilghirița cu obraz alb. Eram pe baltă la pescuit și le-am pozat când prindeau pește, că mănâncă pește. Aici iar are un pește micuț, cred că o pocnitoare prinsă. Și am mai multe cadre cu ea când se juca cu peștele. Atâta s-o juca până l-o scăpat. Așa pățești când te joci cu mâncarea. Sunt foarte interesante și puii atât de interesanți. Am văzut cum îi hrăneau și cum zberau la părinți ca să le aducă, să le aducă cât de mult mâncare. Aici l-au scăpat undeva prin partea verde, se vede un pic din pește cum cădea. Sunt văzute mai multe, pe mai multe bălți le-am văzut. Pe râuri nu le-am surprins, doar pe bălți. Acolo am văzut că își fac viacul. Aici avem răpiuțele de câmp, le vedem și prin cartiere, pe lângă case, pe lângă blocuri, micuțe, zgribulite, simpatice, frumoase. Toată lumea, mă gândesc că toată lumea le adoră. Aici, tot acolo pe baltă cu chirghirițele eram și am văzut că au venit câteva răpiuțe lângă noi și am zis că să le pozez. Îmi plăcea cum să te iau în pepe. Aici avem un stârcin ușiu, mănâncă pește, broscuțe, se hrănește din ce am văzut și cu șerpi, dacă nu greșesc. Eu doar pescuit l-am prins. Am un clipuleț cu el, o să-l pun în descriere, când prindea pește, fix aici la pozele astea. Nu am reușit să-l pozez și când prindea pește, vreau să-l filmez, pentru că trebuia să plec la lucru dimineața. Asta dimineața pe la vreo 7 și ceva făcute pe Timiș. Și aici este la să-l duc dimineața la 5 sau 6 când se lumina în vară făcute pozele. Aici l-am surprins în aer când zbura. A trecut fix deasupra mea. E o pasăre destul de mare, cam cât o barză. Și tot la fel, ca barză, cu picioare lungi, cu gât lung. Aici avem un pescăraș, singur, o cutubătură albă. Și aici avem șorecarul comun. Asta l-am surprins un pic mai bine, bătea lumina mai bine pe el. Și se văd mai bine culorile de pe burtă, de pe pene, de pe aripi. Și aici avem rața mare, mascul. Am reușit și eu să le pozez mai bine și se vadă mai frumos, mai aproape. Aici este o rață mare femelă cu bobocii ei. Am vrut să-i prind când sunt mai mici bobocii, dar nu am ajuns și am zis că tot sunt frumoși și atunci când nu mai măricei, chiar dacă nu mai sunt micuți. Am și clipuleț cu ei, o să-l las și pe asta în descriere, să îl vedeți. Sper că vă plac pozele ce le-am făcut și tura aceasta și ce v-am prezentat. Mă gândeam săptămâna viitoare
să pun poze cu peisaje ce le-am surprins din dronă. O să văd dacă găsesc mai multe, să fie măcar vreo 3 minute clipulețul. Și după aceea cred că o să fac cu lună și cu nori noaptea. Să văd câte găsesc și cu lună, cam mai multe cu lună. Poate să fac și cu care la ce am din diverse locuri. Să văd dacă mai găsesc cu fulgere și cu tunete să fac un clip. Prima dată aș vrea să vă mulțumesc pentru vizionări și aș vrea să îmi lăsați în comentarii părerile voastre despre clipul, despre ce fac eu. Dacă vă place cât sunt de lungi, dacă vreți mai scurte, mai lungi, ce mai vrea să vedeți. Și aș vrea să vă rog să dați un subscribe, un share, un like. Mă ajută foarte mult. Am văzut că mulți din voi se uită, dar nu se abonează. M-ar ajuta foarte mult dacă v-ați abona. Și să lăsați câte un comentariu să știu părerea voastră despre ele. Mulțumesc de vizionare, o zi cât mai plăcută vă doresc și Dumnezeu să o binecuvânteze.